ne-a lămurit, nu se poate, doamne, nu se poate. Cu toate ordinele de la Marcel Ciolacu, cu tot trup, nimic. Argă seara, seara, cu două zile a venit acolo, a negociat de dimineață până seara, nu știa ce hârtii să mai facă, a acceptat tot, tot nu se poate. Deși, dacă ne uităm în calendar, suntem în 2023, trăim niște vremuri ciudate. Pentru că de aici derivă mai multe. În primul rând, cu un potențial război la graniță, ne speriem cam cum gândesc oamenii din Ministerul Apărării Naționale. Și mai ales cu bunurile publice țării. Siguranță? Păi nu, 100% nu mă simt acum cu atât mai mult. Adică, niște lucruri ciudate. Mai mult, dacă ai vrea, de exemplu, nu știu, nu mă refer neapărat la fotbal, dar să zicem că vine Tonarii sau, nu știu, Chiajna, Voluntariu, vor să joace, au o problemă pe stadion și vor să închirieze. Păi de unde să aducă un milion garanție? Sau stadionul ăla produce un milion? Cam cât a produs în momentul în care s-a dat în folosință stadionul Steaua, cât a produs? Pentru că întreținerea stadionului, numai întreținerea, nu mai spun organizarea de jocuri, ca aia oarecum să zic că vine în sarcina clubului care organizează evenimentul. Bine, și care e paradox, care e ironia, că vorbeam ieri cu domnul Becali și spuneau cei de acolo că gazonul este indestructibil, e făcut nu știu ce fibre, fire, care nu se poate distruge niciodată. Deci ți-o nici o garanție de un milion pentru distrugerea unui gazon de care tu spui că nu poate fi distrus. Nu, e clar că vorbeam și noi acum pe pauza de publicitate, adică istoricul denotă faptul că oricum e această tendință, domnule, fără FCSB aici. Nici nu e vorba de FCSB. E vorba de faptul că statul produce un stadion sau o clădire, ne-o dă nouă în folosință și noi nu mai dăm la nimeni. Dar în momentul în care trebuie să plătim facturile, statul mai dă niște bani. Adică dă-ne și clădirea, folosim și noi aici, folosim curentul la maxim și tot apă și... După aia, e o tâmpenie. Dar, în sfârșit, e o chestie care, să zicem, tipic românească deja e banală. E întrebare simplă pe care i-am pus. Dom'le, FRF a făcut un contract, da? În momentul în care a jucat echipa națională. Da, copiii contractul. Nu-i contractul acela? Îl puneai, schimbai de copy-paste, schimbai doar la denumire acolo, la contractor și așa mai departe. De fiecare dată lucrurile trebuie puse în contextul corect și aici vorbim de un război, că ăsta e cuvântul, e un război între cele două entități. Eu sunt de acord cu tine. Asta e problema. Dacă două personal, să spun. Dom'le, când eu folosesc bunul statului, păi tu, oricine, dacă am vrea să folosim, mă duc pe spațiu public acum, nu? Și îmi pun eu o macara sau, nu știu, un camion acolo. Te rog, nu, să nu faci. Păi nu, spun așa, dacă ai pune chestii, nu, dacă te amendează. Faci. Festivitatea aceea de absolvire. Deci se poate închiria. Eu cred că vor mai fi echipe. Farul, de exemplu, cred că ar putea să joace acolo, dar... Tot timpul... Farul să ajungă prin tururile acelea. Da, am dat un exemplu pentru că s-a discutat de curând, dar... Ei tot timpul, cei de la Steaua, au adus acest argument. Sunt două entități care se află într-un litigiu. Da, se judecă în continuare și tot timpul au susținut că nu e normal ca FCSB să vină să joace acolo. Și tot timpul vor fi și carne, vor fi chichițe de genul ăsta. Repet, nu mai există acest argument cu mult. Stai puțin, Andrei. Acum nu mai există acest argument cu litigiu, nu? S-a trecut peste el. Păi nu, știi că asta discutam în pauză. Cu asta am început emisiunea, cel puțin asta am susținut eu. Tot timpul oamenii au invocat legea. Nu putem să semnăm pentru ceva sau să nu semnăm. Dar ne întrebăm, când a fost ceva ciudat, ca să nu spun dubios? Când au refuzat cei de la Steaua constant să le acorde stadionul pentru închiriere sau să pună la dispoziție, că și aici a fost finețea, știi? Că erau termenii aceștia. Sau acum când și-au manifestat disponibilitatea, dar a apărut această clauză, că e foarte interesant. Sau au fost acoperiți de lege. Și atunci, cu celor de la FCSB, le-aș face plângere penală. Pentru că, aduceți-vă aminte, la un moment dat, Steaua a vrut să închirieze, FCSB a vrut să închirieze la Steaua și au spus, dom'le, nu putem. Când vreți, în data... păi avem meci de rugby. Nu s-a desfășurat niciun meci de rugby. Adică e o situație în care, încă o dată spun, tu jonglezi sau lucrezi cu un lucru public. Adică tu trebuie să respecti niște legi. În primul rând, orice stadion, adică orice clădire trebuie să producă. Dacă ai posibilitatea, adică eu vreau să vin să-ți dau bani și tu spui, nu vreau. Asta păi tu ce faci? Adică îmi bagi mie taxe? Păi să plătească atunci Ministerul Apărării Naționale parte din taxele care, nu, din banii noștri, să duc și plătim nocturna la Steaua când joacă cu nu știu cine. Nu? Dincolo de ți se pare normal sau apa? De unde vin banii la Ministerul Apărării? Cu apa în București? Da, că știu că ai o problemă chiar.
dincolo de simpatii, de latura aceasta subiectivă, absolut, de fiecare dată trebuie să ne raportăm la lege. Și trebuie să descoperim cineva să ne spună, să ne lumineze. S-a respectat, s-a respectat legea. Foarte simplu. S-a respectat legea. Nu cred că... Asta spun. Și atunci... Asta cred că s-a luat multe despre lege. Dar fii atât de flexibil. Mie spuneți că există în lege... Păi stai puțin că doar nu, FCSB-ul nu era prima dată când închiriază, nu e singurul club care închiriază un stadion. Unde scrie în lege, a, proprietarul stadionului poate să ceară o asigurare. Da, ok. Dar asta nu înseamnă că se asigurare de 1 milion. Mă, dacă nebun, legea permite, ce, Daniel, păi, da, dacă ce gazon ați adus? Da, dacă poți forțezi... accepta acea asigurare de 1 milion, adică asta e discuția. La mintea lui Talpanci. Dacă... Daniel, până la urmă, a contat și intervenția lui Florin Talpan și... Până la urmă s-a întâmplat exact ce a spus Florin Talpan. Știi cum e și asta cu Florin Talpan? Stadionul nu a fost închiriat celor de la FCSB. Dom'le, că vine Talpan, născocește nu știu ce, că nu știu cum, în fine, nu vreau să reproduc toate afirmațiile, toate catalogările. Dar până la urmă Talpan, ca oricare dintre noi, are dreptul să susțină orice într-o instanță. Doar că instanța, în anumite spețe, i-a dat dreptate. Da, ascultă-mă, una e una, alta e alta. Erau vorba de un litigiu... privind palmare sub denumirea și așa mai departe. N-am nicio legătură, adică eu sunt jurist la o societate. Ok, vreau să verific contractul, pot să pun niște garanții, să cer niște garanții de fapt. Bă, frate, dar 1 milion? Nu a fost acceptat, repet. Asta spun. Da? Până la urmă, Talpan a făcut el ce a făcut, a cerut clauze, garanții, să nu la microfon, să nu se zică nu știu ce, a obținut ce a vrut. Da? Faptul că FCSB nu poate că pe principiu nu, nu este ilegal. E un erou acum. Nu este ilegal și nu știu, subiesc, mai mult decât atât de atât. Pe care a apărat Viena. Nu este cine plătește utilitățile la păi, cine plătește? Păi nu, la Steaua folosește de baza. Până... Baza. Păi, cine a plătește până acum, că nu e ca și când se schimbă. Păi și de unde vin banii? De la Ministerul Apărării Naționale. Și Ministerul Apărării de noi primește. De la NATO să ne înarmeze, să ne apere de... Vezi de ce sunt câteva cluburi fericite? CFR Cluj, care are stadionul ei, Farul Constanța, care are stadionul ei. Dar asta nu e o regulă, că regulă, nu sigur, toate cluburile mari din Europa... Domnul Gigi Becali a vrut să intervină, mai are ceva de precizat. Domnule Becali, așa e? Am înțeles? Deci, da, 1 milion. Eram de acord. Păi asta am spus și eu, că da, ați acceptat și această condiție. Eram de acord cu milionul. Numai că ei, când au văzut că niciun fel de problemă, că suntem de acord, a zis, domne, polița asta de asigurare, care noi o dăm și la Arena Națională, că dăm o poliță de asigurare, urcând, jucăm, nu? Nu e bună asta. Am adus de la alta societate. Nu e bună nici asta. Am adus de la Siriac. Nu e bună nici asta. Bine, domne, dacă nu e bună nici asta, dăm banii direct. Mai dăm și încă un bilet avalizat de 250.000. Adică cu totul 1 milion. A, nu, nu, domne, nu. Dar cine spune asta? Spuneți-mi, cine spune lucrurile acestea, că nu sunt bune, nu sunt bune? Ce e din partea ministerului sau clubului CSA Steaua? Nu, dumneavoastră o să vedeți. Mâine o să vă arăt toată comunicarea, actele, ca să vedeți minciuna lor. Ca să vedeți mincinoși, ei nu se gândesc, cum să mințim așa, că se văd din acte, din colaborarea între noi și ei. Bun, dar avocații noastre, domnul Argăsea, domnul Gherghișor și așa mai departe, ce vă spun? Există o instanță superioară care ar putea să facă lumină? Adică știm, când se întâmplă ceva, fotbalistic vorbind, se merge la TAS. Aici există cineva care să facă lumină sau e o decizie a lor și punct, aici se închide cazul? Păi la ce? La Burleanu există instanță că Vasara să... ia 10.000 pe lună și stă în Grecia? Există? Ia 10.000 pe lună, stă în Grecia, omul nu vine să lucreze la servicii. Ce este? Ce să-i face? Și avrem, zice, și avrem noi. Da, dar e o nuanță aici, cred că e o diferență, că vorbim de FRF, care o instituție privată, aici lucrați cu statul, ați colaborat sau ați negociat cu statul. Da, și cu statul, bun, și cu statul. Ce? Cu statul, da, domne, nu, o să zic că da, domne, nu ne-a prezentat. Pentru că noi am spus că suntem de acord, dar ei au spus, adică ei acum, noi urma, că n-am făcut biletul, am făcut biletul la ordinea treia avalizat, trebuia să semnez eu avalizarea, dar eu semnam avalizarea numai dacă semnam contractul, ori ei au zis că nu, e, nu mai bun. Dar cine, v-am întrebat, cine era persoana care refuza aceste lucruri? Era un avocat, era cineva din partea clubului, era un reprezentant al Ministerului Apărării Naționale?
Comisia care au făcut-o ei, nici eu nu pot să-mi dau seama. Comisia care a făcut-o ei cu comandantul clubului. Numai aici ai voia de comandantul clubului, da? Normal. El este comandantul clubului. Acum știi care-i treaba. Ei spuneau, nu domnule, că de fapt nu se compară cu celelalte meciuri, că e grad ridicat, aici, că jucăm cu Dinamo. Bine, mă. Stai că facem ce de când jucăm cu CFR-ul. Înțelegi ce o să zic atunci? Da, domnule, că am și o întrebare care are legătură, dar spuneți și mie, când Steaua a primit amenzi pentru, nu știu, manifestările spectatorilor sau incidente, sau, da. Cine, din ce bani s-au plătit amenzile? Din banii de la Ministerul Apărării Naționale. Adică, nu știu, gazonul, nu văd și chestia asta, e ciudată, domnule, îți asigur gazonul, dar gazonul pentru ce ai făcut, să nu-l calce, ca și cum ți-ai cumpăra un covor în sufragerie și mergi pe lângă. Da, domnule, da, vă dau bilet 750.000, vă dau bani în cont. Da, mie mi se pare o tâmpenie, adică eu cred că închiriez... Un milion de euro în contul lor pentru siguranță. În contul care vor ei, le bag un milion de euro să stea la dispoziția lor. Păi dacă îți dau un milion să fie la dispoziția ta, nu că da după aia, domne, că nu știu ce, că nu ne interesează, vă avem procese. Bă, ce procese? Vă dau bani. Nu poți să o scoți la cap cu ei, că oamenii știu că nu li se întâmplă nimic. N-are cine să facă, că spuneți de dreptate, n-are ce să o facă dreptatea. Din moment ce un stadion, știi de unde a plecat nedreptatea aici? Spuneți. Nedreptatea a plecat, de fapt, din prostie și din neștiință și din necunoaștere și din necompetență. Bă, dacă face CNI-ul un stadion din banii statului public, păi cum să-ți o dau proprietate ție, mă? Proprietatea... În administrare, da, nu... Păi cum să ți-o dau ție, mă? Cum să ți-l dau ție la privat, adică privată a Ministerului Apărării? Nu, tată, este, se dă la Ministerul Public, la Ministerul de... la Agenția de Sport. Cum să-ți dau, ce să-ți dau ție? La unitate militară îți dau teren de fotbal. Ce să faci cu ea? Să tragi gloanțe. Fac stadion și îl dau pe hotărâre de guvern, că nici măcar terenul nu era al lor. Terenul era la un proprietar care l-au expropriat. Deci nimica nu ai. Și îți fac un teren la armată. De aici a plecat nebunia și prostia. Fac teren la armată, la unitate militară. Pomă terenul și dă-l la Comisia de Sport. Și după aia, integrarea asta, Comisia de Sport, mergeam și închiriam de la ei. Dar faptul asta că sunteți într-un litigiu, că există procese pe rol în continuare, pentru că tot timpul a fost un argument acesta din partea celor de la Steaua, contează, stă în picioare argumentul? Păi da, nu procesele, sunt procese, ce legătură au procesele? Nu știu, până acum a fost invocat acest lucru ca motiv să nu vă fie închiriat în stadionul. Acum aflăm că nu mai contează, nu? Din moment ce problema a fost cu garanția. Păi da, nu contează, dar ei inventează orice vor ei, numai că acum, dacă ăsta Ciolacu, dacă ar fi omul puternic, dacă omul e deștept și dacă are un orgoliu și să zică, stai mă puțin, am dat un ordin, am promis ceva. Că dacă eu am promis un fleac de stadion și nu pot să mă țin de cuvânt, că voi faceți mișmașuri, apoi eu trebuie să o rezolv și el ca să demonstreze părerea mea. Vom vedea ce se va întâmpla. Mai aveți ceva să ne spuneți, domnule Becalis? Mai aveți vreo precizare în plus? Hotărârea de guvern, vă iau stadionul și îl dau la Comisia de Sport. Și la revedere. Asta trebuie să fac. Vom vedea ce se va întâmpla. Trebuie să luăm publicitate. Mai aveți ceva să ne spuneți? Eu, singurul lucru care o să fac, că spuneați ce e de făcut, voi face reclamație la Curtea de Conturi. Asta e singurul lucru care pot face. Mi se pare să vedem de ce tu, care ai avut o echipă și ai dat-o lui Becali, pentru ce acum tu ai făcut altă echipă? Că tu nu puteai să o ții și ai dat-o lui Becali. Și acum de ce ai făcut altă? Bun, deci veți face o reclamație. Da, la Curtea de Conturi. Dar ați văzut finalul comunicatului? Stați să vă citesc atât și cu asta încheiem. Finalul comunicatului CSA Steaua. În final... Asigurăm toată opinia publică că am avut și avem toată deschiderea și disponibilitatea de a încheia contracte de punere la dispoziție a stadionului Steaua.
Vi s-a părut deschidere și disponibilitate din partea lor? Păi bun, bine, atunci spun și eu așa. Nu, suntem martori, vorbim la telefon, suntem oameni. E vocea mea, eu sunt Becali, nu? Mă recunoașteți, nu? Voi sunteți la televizor, vede lumea, nu? Mâine vin cu un milion. Mâine vin cu un milion bileta în contul lor. În care cont vor ei să-mi dea numărul de cont? Bag un milion de euro în contul lor. Pentru un singur meci. Asigurare. Gata, am făcut-o și eu publică, am anunțat public treaba asta. Nu? Să vedem. Ce să mai vedem? Se joacă Parcul de Triumf, nu? Așa am înțeles. Deși spunea cei de acolo că stadionul nu e făcut pentru derby. Păi să faci mare cu mincinoși oameni de nimic, mă, ce să faci. Vai de capul lor și de mama lor de oameni de nimic. În regulă. Mulțumim mult, domnule Becali. Sinceratoși. Zi bună. Da. Am mai ținut domnul Becali să ne mai spună să puncteze exact. Deci, până la urmă, a fost de acord cu absolut orice.